15 studenți din mai multe orașe ale țării s-au aflat astăzi în Sighetul Marmației pentru a vizita Casa Memorială Elie Wiesel. Turul face parte din programul Elie Wiesel Study Tour, finanțat de Ambasada Statelor Unite și de Ambasada Regatului Țărilor de Jos, și își propune să le ofere studenților interesați de tematica drepturilor omului și de istoria Holocaustului ocazia de a înțelege mai multe despre aceste subiecte. Este prima oară când aplic la Elie Wiesel Study Tour. Mi-am dorit de la prima ediție din 2017, cred, să particip, dar este prima oară când am ocazia și mi se pare o oportunitate unică să studiem mai multe despre o catastrofă a umanității și cred că sunt foarte multe povești care trebuie conservate pentru a evita o asemenea catastrofă să mai întâmple pe viitor. În primele zile constau în niște seminarii legate de istoria comunităților evreiești, acestea s-au ținut la București, apoi Sighetul este următoarea destinație, aici la Casa Memorială Elie Wiesel, iar apoi mergem spre Cracovia, fabrica lui Schindler, Auschwitz-Birkenau, apoi un tur prin Slovacia, Trnava, Budapesta și ne întoarcem la Cluj. Un obiectiv personal în urma acestui study tour ți-ai fixat? Cum am spus, cred că poveștile individuale sunt foarte importante. De multe ori ajungem să ne aducem aminte ca Holocaustul fiind aplicându-se unui număr de oameni. Numărul acesta, 6 milioane, tinde să pară foarte abstract. Eu sunt foarte interesat de destinele individuale. Cred că acestea sunt mult mai importante în studierea Holocaustului și arată cu adevărat cât de serios a fost ce s-a întâmplat acum mai bine de jumătate de secol. În vremuri de război, nesiguranță, antisemitism în creștere și intoleranță față de minorități, tinerii trebuie să înțeleagă circumstanțe paralele din istorie și modul în care fiecare dintre noi este responsabil pentru contribuția la viitor, la instaurarea păcii în lume și la promovarea drepturilor omului. Sper să fie o experiență foarte frumoasă. În primul rând, am ales să particip aici din dreptul moral a fiecărui cetățean român de a cunoaște istoria și pentru că vreau să văd despre experiența asta a evreilor în comunitate și despre ororile prin care au trecut prin ochii unei persoane, chiar dacă nu mai trăiești în ziua de astăzi. Bănuiesc că dovezile din spate și lucrurile pe care le vom învăța sunt o sursă destul de sigură. Participanții vor avea parte de activități diverse de tip team building, dezbateri, workshop-uri și sesiuni de informare de interes pentru tematica programului. După finalizarea programului, fiecare dintre cei 15 participanți va trebui să organizeze o activitate de diseminare în facultate sau în comunitatea din care provine. Sunt mai multe activități în cadrul study tour-ului. Am avut o parte de pre-departure orientation, unde participanții au avut ocazia să participe la seminarii despre antisemitism, hate speech, discriminare, istoria Holocaustului, atât în România cât și în Europa Centrală și de Est. Iar acum aceasta este prima zi oficială din cadrul study-ului nostru cu vizita la Casa Memorială Elie Wiesel, după care noi plecăm spre Cracovia, unde vom petrece 3 zile. Vom merge în vizită la Jewish Community Center din Cracovia, vom merge la Schindler's Factory și în ultima zi vom merge la Auschwitz-Birkenau între grupul. După care noi vom pleca către Slovacia, unde vom petrece jumătate de zi în centrul istoriei, vizitând sinagogile și punctele istorice din Trnava, urmând să ajungem în Budapesta, unde vom merge în cartierul evreiesc din Budapesta, vom vizita Muzeul Holocaustului, de acolo partea aceea de Shoes on the Danube, pantofi pe Dunăre, iar ultima parte a programului se încheie la Cluj, cu vizita la Muzeul Muzeon, după care vom reveni în București. Deci, în total, ar fi în jur de 12 zile pline de activități pentru participanți. Au fost foarte multe aplicații, 160 de participanți s-au înscris, însă doar 15 au ajuns ca și finaliști și ei sunt foarte implicați, sunt foarte dorniți să învețe și să aprofundeze cunoștințele lor despre Holocaust și despre drepturile omului. Primesc și o calificare la final. La finalul programului, aceștia vor primi o diplomă
Și vor fi alumni ai acestui program. Suntem deja la 5-a ediție și avem deja în spate foarte mulți participanți.